Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. O relație extraconjugală nu este văzută cu ochi buni, în general, cu atât mai puțin dacă implică și un preot. Preotul de la parohia din Scobâlțeni este arătat cu degetul pe motiv că ar fi avut o idilă cu Alexandra, o tânără care este la rândul ei căsătorită, soțul înșelat, un fermier, ar fi aflat de relația extraconjugală și ar fi cerut bani preotului pentru a nu da în vileac totul, după ce și-ar fi bătut soția, Alexandra este în mașină. E umflată toată de la bătaie. Părinte, hai să n-o lungim, știu tot. Dumneata mai cununat, tot dumneata mă divorțezi. Eu vreau 20.000 de euro, ar fi fost dialogul dintre soțul tinerei și preot. Polițiștii au organizat și un flagrant, iar soțul tinerei ar fi fost surprins în timp ce lua o sacoșă cu bani de la preot. Iată cum ar fi început aventura între preot și Alexandra, dar și cum a continuat, eu am început să vorbesc cu el la spovedanie. Atunci m-a întrebat cum sunt cu soțul meu, dacă avem relații. Ce facem, cum facem? Nu știu de ce, dar i-am spus. Îmi plăcea așa să vorbesc cu el, să-i povestesc, vedeam că-i place, a spus Alexandra, vorbeam la telefon cu el și la fel îi povesteam ce făceam cu soțul seara. După ne-am mai întâlnit. Mie îmi plăceau ochii lui albaștri și cum arată, așa. A fost ca o joacă, a completat tânăra, popa îmi spunea că nu mai face lucruri cu preoteasa și cam asta a fost. Ne-am întâlnit și s-a ajuns unde s-a ajuns. A mai spus ea în momentul de față, soțul tinerei i-a arestat preventiv, iar preotul acuzat nu mai are voie să-și practice meseria. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.